Premiul Nobel pentru economie a fost atribuit americanului Richard Thaler pentru activitatea sa în domeniul economiei comportamentale, axată pe înțelegerea psihologiei economiei. O astfel de perspectivă încorporează analize mai realiste cu privire la modul de gândire și de comportament al oamenilor atunci când aceștia iau decizii ce țin de finanțe. Economistul american le-a spus jurnaliștilor că este încântat să câștige și să speră să cheltuiască banii obținuți cât mai irațional posibil. Richard Thaler este profesor la Universitatea din Chicago și a câștigat Premiul Nobel pentru Științe Economice pentru elaborările sale în ceea ce privește integrarea economiei și a psihologiei. Contribuțiile lui Richard Thaler au construit un pod între analizele economice și psihologice ale modului în care iau decizii persoanele individuale. Constatările și observațiile sale teoretice au fost esențiale în crearea unui domeniu nou și în extindere rapidă, economia comportamentală, care are un impact profund asupra multor zone ale cercetării economice. Premiul Nobel pentru economie a fost instituit în anul 1968 de către Banca Centrală a Suediei. Premiul este finanțat de aceeași bancă, spre deosebire de celelalte premii care sunt finanțate de Fundația Nobel. Fiecare premiu Nobel din 2017 va fi însoțit de un cec de 1,1 milioane dolari la gala de decernare care va avea loc pe 11 decembrie.